Începând de vineri și până duminică, la Câmpul Lung, în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, se va desfășura campionatul național individual la tenis de masă, competiție pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani. Clubul organizator CS Pristavu Câmpul Lung va avea în concurs 7 sportivi, 3 fete și 4 băieți. Arina Ionașcu, Nadalia Ionașcu, Daria Naghi, Serafim Dragomir, Vlad Ienache, Ianis Bocor și Alexandru Gogârlic, pregătiți de antrenorul Gabriel Poștoacă. Vineri și sâmbătă meciurile se vor juca între orele 9 și 13, prima sesiune, și de la ora 16 până în jurul orei 20, cea de-a doua sesiune. Duminica se va juca doar de dimineață între orele 9 și 12, când sunt programate semifinalele și finalele în probele de simplu. Pentru cei interesați să-i vadă pe copii la masa de joc, intrarea este liberă. Campionatul național individual de tenis de masă pentru copii cu vârste între 8 și 10 ani se va desfășura la Câmpul Lung în perioada 28-30 septembrie, în organizarea Clubului Sportiv Pristavu. Meciurile se vor juca în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, de vineri până duminică, zilnic începând cu ora 9. Intrarea este liberă.